Bună, dau startul acestui daily vlog din mașină, dar în fața mea am un peisaj superb și m-am gândit să vă iau astăzi cu mine, așa cum am zis, într-un loc minunat, într-un loc special în care nu am mai fost, cel puțin în unul dintre ele, și este vorba despre Castelul Sturza de la Miclăușeni. Nu mă lungesc foarte mult cu intro-ul, ca să zic așa, cu deschiderea acestui daily vlog, pentru că vreau să-mi ajungă bateria, mi-am uitat cealaltă baterie acasă și după ce o să vizităm prin împrejurim pe aici, la Castelul Sturza de la Miclăușeni, este cumva la jumătatea drumului dintre Bacău și Iași, ne-am gândit că, ca pentru o ieșire, așa că n-am mai ieșit din oraș de ceva timp, să mergem și până la Iași, vedem ce mai găsim pe acolo, mergem undeva să mâncăm ceva bun și așa mai departe. Și momentan vrem să ne bucurăm de peisajul de aici, este o vreme destul de frumoasă, mă vedeți și pe mine îmbrăcat așa puțin mai tradițional, să zic așa, o să vă povestesc și despre haină un pic mai încolo, dar nu mă mai lungesc și merg direct să vă iau câteva cadre.
Și Ginger, Ginger e pe pervers, la jobs. A învățat să se urce acolo și se uită la mașini și se joacă, bineînțeles, dar eu și cu Ginger vrem să facem încheierea pentru vlogul de ieri, practic, pentru că astăzi este luni seara. N-am mai vorbit cu voi de mult timp și vreau să vă pun la curent, să vă zic de ce n-am filmat mai mult ieri sau de ce nu am vorbit, mai bine zis, că de filmat am filmat cam tot ce am făcut. Tot, de fapt. Mai puțin plimbatul prin magazine, dar... Nu am vorbit cu voi ieri și vreau să vă zic că mi s-a terminat bateria la cameră. Ieri am vizitat frumos castelul Sturza, a fost foarte drăguț, un peisaj superb, ca arhitectură îmi place foarte mult. Am făcut câteva poze, te rog să te dai jos de pe geam. Am făcut câteva poze împreună cu trepiedul, mi s-au făcut și mie câteva poze, mi-a făcut iubitul meu. Am stat pe bancă frumos la soare, la un moment dat am degerat, apoi am stat, iubitul meu a stat să curețe papucii și ai mei și ai lui, pentru că ne murdăriserem destul de tare, pentru că era... umed pe jos și am plecat spre ea și am ajuns foarte rapid și noi voiam să mergem la un local să mâncăm ori la Oscar, ori la Vivo, unde sunt cei mai buni burgeri, ori la, nu mai știu, erau mai multe, Veranda sau ceva așa, doar că am rămas fără locurile astea, ca să zic așa, pentru că erau foarte full. Am fost doar la Oscar și am întrebat și a zis că fără rezervare nu se poate. M-am gândit în drum spre Iași să fac o rezervare, dar am zis hai, lasă, cine știe la ce ori ajungem, că am mai prins la intrarea în Iași, am prins de multe ori aglomerat și am zis că poate fac rezervarea la o oră și noi pierdem acolo jumătate de oră și am spus mai bine nu fac rezervare, haideți să mergem așa. Și... numai bine că ne-am dus și ne-am dat seama că nu se poate. După am încercat să fac eu o rezervare, dar era abia peste o oră. Noi nu mâncasem nimic, absolut nimic, decât o felie de chec cu afine, că făcusem cu o zi înainte. Și am spus, haide să mergem în Palace, și așa aveam nevoie la baie. Am fost în Palace și am mâncat, ne-am uitat ce să mâncăm pe acolo, că am zis ca să mai mâncăm fast food și alte prostii și să încercăm și ceva nou, cam asta era ideea. Dacă tot mergem în Iași, noi nu am vrut să mâncăm în mall, pentru că ne-am cam plictisit, dar... Bine, acolo sunt mai multe opțiuni și variante decât la noi în Bacău, dar n-am avut, v-am spus, cam tot era full, tot era aglomerat și fără programare, învățătură de minte, de acum asta este. Și am zis ce să ne alegem, iubitul meu a luat ceva de la noodle pack, parcă așa, și a luat o porție de noodle și am împărțit-o și am luat ceva de mâncare chinezească, niște salată de alge, noodle și pui dulce acrișor și ceva, v-am filmat eu pe acolo, pui în 5 sosuri sau ceva așa. Și am mâncat destul de bine, doar că mâncarea a fost ceva cam dulce, pentru că eu nu prea mă hidratez atunci când sunt pe drum, mie nu prea îmi vine să mănânc. Eu nu pot să mă hidratez pentru că am nevoie mereu la baie și așa, cred că am fost de vreo 3-4 ori. După ne-am mai plimbat, ne-am plimbat frumos, cred că v-am luat câteva cadre cu telefonul, să știți că ce am filmat cu telefonul pentru că bateria mi s-a terminat. Am luat câteva cadre de la...
Pe la Palace, pe acolo și pe la Palatul Culturii, pentru că am stat mult acolo, ne-am plimbat, am discutat una alta, a fost un peisaj destul de drăguț și de romantic, mai ales că se înserase și se vedeau așa luminile de la Palatul Culturii, mi-a plăcut foarte, foarte tare. Sincer, nu cred că am mai prins Palatul Culturii seara, cel puțin nu cu iubitul meu, asta știu sigur, am prins odată într-o excursie cu clasa, dar asta mai de mult. Și a fost foarte drăguț, după ne-am mai plimbat prin Mango, Zara și așa mai departe, dar n-am găsit nimic să mă intereseze. Găsisem ceva la Zara, dar m-am răzgândit că avea un defect lucrul respectiv și mi-am luat doar de la Douglas, mi-am luat, stați ca să vă arăt, pentru că nu l-am desfăcut încă, am zis haideți ca să vi-l arăt. Mi-am luat aici în punga aceasta. Mi-am făcut și card la Douglas. Nu știu ce m-a apucat. M-a întrebat domnișoara aia de acolo și am zis hai fie. Mi-am luat serul ăsta cu cafeină de la The Ordinary. Știți că l-am terminat recent pe cel de la Revox. Și stați să vă arăt. Aici este un prosop. Pentru că aici mai stă doamna Ginger. Hello. Bună. Nu, n-are treabă. Și l-am avut pe cel de la Revox prima și prima dată, eu l-am avut pe ăsta de la The Ordinary și nu mai știam dacă mai e vreo diferență între el sau între ele sau nu, adică încât știu nu, dar am zis hai totuși să îl iau pe ăsta și am dat 37 de lei. Nu pune focus, că de ce ar pune focus? E serul ăla pe care îl aplici sub ochi și sincer de când l-am terminat pe celălalt, cred că am vreo săptămână îi simt de lipsa. Și cam asta mi-am luat. Nu am fost ca să facem cumpărături, sincer, destul de plictisit așa de Palace pentru că am fost de foarte multe ori în viața asta și mie nu-mi place comercialitatea unui oraș și cam asta oferă Iașul în general, dar oricum e un oraș foarte frumos în ciuda unor aspecte care mie personal nu-mi plac, poate altora, poate pentru alții e ok toată treaba asta cu comercialitatea, cu lipsa naturii, adică o comparație așa la mine între Iași și Brașov, clar, Brașov mi se pare mult, 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 mult mai fain pentru că ai foarte multe oportunități de natură, în schimb în Iași ai foarte multe oportunități dacă vrei să freci toată ziua menta prin localuri și prin și banii, nu doar menta, prin localuri și prin mall-uri și așa mai departe, pentru că cam asta poți să faci în el. Bine, poți să te și plimbi prin parcuri sau la pas, pentru că este foarte frumos. Mie îmi place la Iași că e încărcat de istorie, cam asta. Dar, în schimb, sunt și aspecte care nu pot să zic că îmi plac. Adică nu m-aș vedea locuind acolo. Și cineva s-a urcat aici. Bună! Bună seara! Ia uitați-o! De ce ești hoață și te urci în pat, mami? De ce? Spune-ne, iubire! Iubita mea măță! Da? Ce te uiți așa ciudat? Băi, hai, jos cu tine. Caută efectiv să se urce mereu un pat și efectiv obraznică la modul cel mai serios al cuvântului. Și după ne-am întors spre casă, era destul de târziu, ne-am luat de la bubble tea, ne-am luat ceva de băut pentru că eram destul de dishidratată, v-am spus. Și ne-am întors spre casă, am fost mai întâi, am oprit pentru că în drum cumva spre Bacău stau și părinții iubitului meu. Te rog frumos să nu-mi dai foile pentru dreamboard jos, pentru că da, mi le-am scos în sfârșit, în februarie. Am fost puțin pe la ei și am plecat abia la 10 de la ei. Am vrut să le arătăm clipul de la nuntă, pentru că am primit în sfârșit și videoclipul de la nuntă. Dacă sunteți curioși, probabil o să-l vedeți pe Instagram zilele următoare, pentru că vreau să-l postez. E efectiv, doamne, atât de emoționant, are vreo 13 minute. Noi, practic, știu că dau din una în alta, dar sunt nevorbită. Noi, practic, atunci când am optat, nu am vrut să avem partea video a filmării, adică 4-5 ore de filmare cât a filmat domnul respectiv. Am vrut să avem un clip, cum se fac mai nou clipurile alea, de 3-5 minute, cam așa, dar el a zis că efectiv n-a avut ce să mai taie, pentru că din 4 ore a scos 13 minute și, doamne, efectiv atât de emoționant. Și am fost, le-am arătat prima dată familiei iubitului meu și apoi le-am arătat și alor mei și am plecat pe la 12 și ceva de la ei mei, am venit acasă, m-am demachiat și cam asta a fost. Somn după, am mai citit puțin, pentru că aproape termin 10 negremititei de Agatha Christie, a treia carte pe anul ăsta și deja sunt foarte mândră de mine. Și ne-am culcat, m-am trezit dimineață, am mâncat, nu v-am filmat ce am făcut astăzi, pentru că practic intenția mea n-a fost să filmez și astăzi, doar că ieri n-am mai apucat să filmez, când am ajuns iar acasă arătam jalnic, nici n-am fost în stare să mă demachez, m-a demachiat el. Bine, că nu că ar fi prima dată, dar
Am fost foarte obosită și am zis vorbesc cu asta cu voi și am tot zis că vorbesc cât este lumină ca să fac toată încheierea, dar am spus, știi ceva, sunt prea stresată pentru că azi am fost la prima oră de condus și vreau să vă povestesc și asta și am zis haide că vorbesc după și vă povestesc și toată treaba cu condusul. Am făcut o supă cremă, asta am făcut de dimineață, am făcut sport, am făcut partea de sus, brațe, umeri și abdomen, am făcut o supă cremă de ardei copți și un sandwich cu pesto și cheddar, am mâncat la prânz, găsiți poza pe Instagram dacă sunteți curioși. Bine, am pus-o la poveste și practic când vedeți voi clipul nu mai are sens, dar a fost foarte gustos. Nici nu știu ce am mai făcut, sincer, m-am învârtit pe aici și dintr-o dată am văzut că s-a făcut 3 și ceva și m-am pregătit, am mers la condus, mi s-a explicat fiind prima lecție, cred că vreo jumătate de oră am stat undeva pe dreapta și mi s-au explicat anumite lucruri și după am condus practic prin oraș. Sunt multe lucruri pe care nu le știu, trebuie să mai învăț și din legislație anumite lucruri pentru că nu mi-am dat atât de mult interesul și silința pentru că mie mi-era mai mult frică de partea practică, dar sincer am condus prin oraș. Sunt unele lucruri pe care nu le stăpânesc, dar nici n-aș avea cum, pentru că, de exemplu, azi a fost prima dată când am început să schimb vitezele. Eu am condus practic, dar de 2-3 ori, cred, și în față, în spate, în față, în spate. Și dacă n-ai niciun obstacol sau așa, e foarte simplu să conduci, dar când conduci practic în trafic, trebuie să te ferești de mașini, de pietoni, de orice apare în față, practic, trebuie să fii cu ochii în toate direcțiile. Mai sunt curbe, nu mai zic asta, în curbe nu-mi place absolut deloc și nu-mi plac nici sensurile, giratorii și intersecțiile, deci asta mă omoară. Dar rest, la drum drept, ce pot zic, îmi place să conduc. Mi-a și zis instructorul că merg un pic cam repede, dar nu înțeleg de ce îmi scapă piciorul pe accelerație atunci când mă panichez, ceea ce nu e ok, știu. Dar, în schimb, mi-a plăcut. M-am distrat super tare, instructorul super de treabă. Apropo, este instructorul cu care a făcut și, așa ca fapt divers, nu că v-ar interesa, că nu cred că cunoaște cineva, dar este instructorul cu care a făcut și iubitul meu, practic, și este foarte ok și foarte înțelegător. Face mișto, ori de câte ori greșești, și asta chiar e fain, așa pe Caterinca, iar mie îmi place. Și ca o primă impresie, Ginger, te rog să nu-mi dai ghiocei jos, ca o primă impresie a fost foarte ok. După am fost în mall, pentru că am vrut să mergem în Pepco, dar Pepco-ul din mall e cel mai prost Pepco ever. Așadar am mers în mall și la intrare era un băiețel care vindea ghiocei. Stați un pic, că iar am cucoana asta aici lângă mine. Fată, hăi! Cucoană. Și era un băiețel care vindea ghiocei, iar iubitul meu, pentru că este un drăguț și mereu ia lucruri de la persoanele astea mai nevoioase, mi-a luat și mie niște ghiocei și sunt foarte fain. Și când m-am întors acasă, am găsit buchetul ăsta. Un buchet, o să întorc imediat camera să vă arăt, stați. Sincer, asta e combinația mea preferată de culori ever, nu doar la lalele, mov cu galben. Sincer, vreau să fac o combinație de haine așa, dar trebuie să-mi cumpăr o fustă sau niște pantaloni galben, pentru că bluze am foarte multe și tricouri culoarea asta. Și în sfârșit a venit și la noi primăvara, uitați ce superbită, doamne, că am venit acasă și le-am văzut, m-am emoționat atât de tare. Bine, clasic asta, surpriza cu flori, pentru că de multe ori m-am întors acasă și am găsit flori, dar foarte drăguț, adică mi-a plăcut extrem de mult și de fiecare dată reușește să mă surprindă cu ceva, fie o ceva dulce, fie o floare foarte drăguțe. Iar acum, ca să lăsăm deoparte florile astea, deși nu pot să-mi iau ochii de la ele, abia aștept să fac și niște poze pentru flori. Am fost prin Pepco și am fost mai mult ca să luăm din aia de luat părul pentru pisul și vreau să filmez clipul cu buget 100 de lei. Am luat exact lucru și după ce termin de vorbit aici cu voi, filmez clipul cu buget 100 de lei, deci probabil... Știu că ți-ai găsit jucării, am luat și niște jucării de la Pepco și se fixă în pungă pe pat și ea vrea să dea cu lăbuța. Hai și sărit în pungă, de ce nu? Ginger, n-ai voie, mami. Iar de acum mă pun să filmez clipul ăla, îl închei pe ăsta aici, sper că v-a plăcut, știu că a fost un pic cam haotic și sper că am fost destul de explicită cu tot ce am avut de zis și bineînțeles o să încerc să fac mai multe daily vloguri așa cum m-ați rugat, am văzut că am făcut și 900 de abonați, vă mulțumesc tare mult celor care v-ați abonat și cred că o să iasă daily vlogul ăsta, ca zic așa, sau vlogul acesta destul de scurtuț, dar sper totuși să vă placă și așa. Până data viitoare eu vă pup și să stați pe aproape pentru că o să apară și clipul din Pepco și multe alte clipuri pe care am în plan să le filmez săptămâna asta. Gata, v-am pupat!